Ștefan Popescu este unul dintre principalii pictori călători ai artei românești. Expoziția dedicată lui Ștefan Popescu la Art Safari 2022 dorește să readucă în atenția publicului tânăr personalitatea unui artist major care a contribuit decisiv la modernizarea și creșterea valorică a artei românești. Bine ați venit în Art Safari! Suntem deja la ediția cu numărul 10 aici în Palatul Dacia România de pe Lipscani. Astăzi o să vă recomand pavilionul românesc, cel pe care îl vedeți aici, în spatele meu, Ștefan Popescu, Povestea călătoriilor, o expoziție absolut fabuloasă de artă românească, semnată de curatoarea Elena Olariu. Ștefan Popescu este unul dintre cei mai mari pictori interbelici din România, intrat într-un cont de umbră, într-un mod misterios. O mare personalitate a culturii române, o să vedeți, el se ridică puțin deasupra acestui statut de pictor de succes în epoca lui. Este o personalitate pe care Art Safari o readuce în atenția publicului din România. Ștefan Popescu a început ca autodidact. A plecat la München la un moment dat ca să studieze pictura. Nu a studiat în țară pentru că bănuim noi că familia era mai conservatoare și ca să fie sigur că studiile lui de artă nu vor fi întrerupte, a plecat la München. Acolo a stat 7 ani, a făcut studii temeinice de artă la cea mai mare academie de artă din Germania. Știm, München era unul dintre cele mai importante centre de cultură germane. După 7 ani de studii temeinice la München, pleacă la Paris, unde stă cam 14 ani. Revine constant în țară, dar rămâne foarte mult la Paris și în Franța, vom vedea că nu numai la Paris, pentru a se lega de curentele artistice de acolo. Parisul era marea capitală a culturii europene. Deci acolo se mișca întreaga lume artistică. La Paris îl cunoaște și pe Brâncuș, devin prieteni, locuiește o perioadă de timp acolo. Încearcă să expună într-o mare galerie din Paris, la Bernheim, și acolo îi se spune la început că pictura pe care el o practică, mai legată de tradiția românească, nu este pe placul francezilor. Este foarte supărat, pleacă câteva luni, și așa am aflat că stătea și 6 luni în Bretania, unde s-a alăturat altor pictori francezi și pictori români și a modernizat foarte mult stilul, a renunțat la vechea formă de a picta și a adoptat peisajul, care era foarte modern atunci. De asta, în această expoziție, vedem foarte multe peisaje, tratate foarte modern și inedite pentru istoria artei românești. E unul poate dintre pictorii care a pictat cel mai mult în Franța, pe Riviera franceză, în Bretania. Și pentru asta a și primit Legiunea de Onoare de la statul francez, a primit Coroana României de la statul român pentru meritele lui extraordinare în artă, pentru modul cum a promovat arta românească și arta franceză. A călătorit și în Orient, pentru că aici suntem în povestea călătoriilor.
a călătorit în Orientul legat mai mult de cultura franceză, vom vedea, dar Franța i-a deschis un orizont extraordinar. El a fost foarte apreciat în epoca lui, a fost filantrop, a donat foarte multe lucrări muzeului Thomas Tedian, a donat ministerului, similar cu Ministerul Culturii de astăzi, sume importante de bani ca să se cumpere lucrări de artă ale artiștilor tineri. De ce a făcut asta? Ca să învețe statul român că arta trebuie cumpărată și trebuie apreciată. Ne aflăm în expoziția Ștefan Popescu în sala dedicată picturilor realizate în Franța. Ce regăsim? Aici, în prima sală, să-i spunem așa, sunt într-adevăr picturile realizate în Franța. Sunt peisaje, personaje din Bretania cu acele costume fastoase, marea, foarte multe marine, un gen mai nou abordat și pe care el îl tratează foarte personal. Pentru că folosește foarte mult negru, de exemplu, încearcă să-și găsească o cale proprie. El nu este un adept al impresionismului, vom vedea tușa lui rămâne destul de clară, este vibrată, mult mai modernă, dar nu este un adept al impresionismului și această manieră a lui este foarte personală, este și greu de calificat, probabil că din cauza asta a și rămas cumva într-un cont de umbră, pentru că e greu de asociat unor curente chiar franceze și chiar din România. El este un singular, să spunem așa, o individualitate foarte puternică. Dar unde l-am putea situa prin pictura lui? Adică la întrepătunderea unor curente? Da, el este foarte modern, deci renunță la portret, renunță la genurile acelea tradiționale. Portretul de reprezentare, scena istorică, nu mai face reprezentări din acestea istoriste sau legate de un specific anume, ci foarte mult lucrează pe culoare, rămâne în niște forme clare, se apropie de o grupare, să-i spun, numită sau cunoscută în arta franceză ca banda neagră, pentru că foloseau în continuare negru, care cumva fusese exclus din curentele impresioniste, unde culoarea puternică predomina. Rămâne la această sobrietate de reprezentare care îi place, dar mult mai modernă. Și vom vedea și în sala cu Orientul, ajunge aproape de formele cubiste. Este influențat poate și de Cézanne și de anumiți artiști care îi plac, dar pe care nu îi copiază. Asta este foarte interesant și mie mi se pare un aport extraordinar adus artei românești. Umple un gol, ne dă o altă perspectivă, să spunem. El este 100% format în marile centre europene, deci este un artist european, dar care caută și o specificitate românească. Asta e ce îl individualizează. Tehnici folosite de pictorul Ștefan Popescu. Desenează foarte bine, în special el a fost receptat în istoria artei ca un foarte bun desenator și am spus că este o personalitate care depășește simplu, să spunem, statut de pictor. Fiind și grafician, împreună cu Steriadi, a înființat așa numitele saloane alb-negru. Adică acele saloane de grafică foarte puțin gustate în România, dar ei au încercat să le impună. Cei care gustă arta grafică, care o cunosc și o înțeleg, sunt undeva deasupra, a ajuns pe o treaptă mult mai înaltă a înțelegerii artei și atunci el a vrut să aducă publicul românesc și în această zonă. Istoria artei românești l-a reținut ca un mare grafician, din păcate fiind legat de aceste saloane alb-negru. Și profesorul Oprescu, care este unul dintre cei mai mari istorici de artă din România, cumva l-a poziționat spre această zonă și el a rămas cumva încremenit acolo. A fost o idee extraordinară a Art Safari să aducem doar pictură. Aici veți vedea doar pictură de șevalet, uleiul. Pentru a-l scoate cumva din acea zonă și pentru a demonstra că Ștefan Popescu este și un mare pictor,
nu doar un foarte bun desenator și un mare grafician. Prima expoziție personală a lui Ștefan Popescu a fost în anul 1904 la Paris. Artistul, prin opera sa, nu urmărește decât să realizeze, să-și exprime sentimentele, impresiile, credințele sale. Arta nu este în motiv, ci în atitudinea artistului față de motiv, scria marele pictor Ștefan Popescu. Ne aflăm în a doua sală, dedicată lui Ștefan Popescu, sala călătoriilor în Orient. O să vedem că el va călători în Orientul culturii franceze, îi spunem noi așa, adică în Orientul în care călătoreau foarte mult și cei din Franța. Este vorba de Maroc, Algeria, dar a călătorit și în Turcia, a călătorit și în zonele orientale românești. Vom vedea aceasta în sala a treia, deci la Balcic și Cap Caliacra. Aici, în Orient, a surprins peisajele reale pe care le-a întâlnit. Deci nu vorbim de un Orient populat cu odaliște, cu acele femei frumoase, cu haremuri. Este un Orient real, cu personaje reale, aceste siluete minunate ale oamenilor din zonă îl interesează și el spune că îi amintește puțin de atmosfera din cărțile biblice. Deci este o societate arhaică, o societate primitivă, dar plină de puritate, spune el, și îi place foarte mult această atmosferă și în corespondența pe care o are cu Antipa, marele savant român cu care era prieten, chiar spune, este foarte bine că această zonă a construcțiilor occidentale care apăreau în nordul Africii se construiau lângă zonele tradiționale, tocmai ca să nu distrugă această minunată civilizație și tot farmecul pe care ea îl aducea. Deci cumva el caută acea societate primitivă, acei oameni excepționali, costumele care îi aminteau de personajele biblice, de exemplu. El spune asta în mod explicit. Și asta este și o bună explicație pentru ce căutau de fapt artiștii în Orient. De multe ori își căutau religia, credințele, o lume pe care și-o imaginau, o lume biblică, o lume de la începutul lumii, să-i spunem așa, poate sună puțin mai ciudat, dar ei, puritatea acestor oameni, cam asta căutau. Aici Ștefan Popescu schimbă puțin paleta cromatică, pentru că vorbim deja de o lume plină de culoare. Vedem că de la nuanțele de gri, de ocruri, de brunuri, merge spre roșu, spre culorile calde, verdele. Deci toată această transformare a paletei pe care o vom vedea la toți mari artiști europeni în momentul în care ajung în Orient. Ștefan Popescu este un pictor erudit, un pictor care a studiat mulți ani, a studiat la marile școli din Occident, la München, AXA München, Paris, de care se vorbește foarte mult în istoria artei, un pictor care ne demonstrează cât de evoluată, să spunem, a devenit arta românească în perioada interbelică. Anul 1908, Ștefan Popescu devine asociat al Salonului Societății Naționale din Paris și membru societar al unor grupări müncheneze. În anul 1910 îl regăsim ca membru fondator al Asociației Amicale a Românilor din Paris. Asociația avea printre membrii fondatori și pe George Enescu, Constantin Brâncuș, Gheorghe Mărculescu, Teodor Paladi. După primul război mondial, Ștefan Popescu se stabilește în țară, deci revine. Știm că o minunată realizare a fost unirea tuturor teritoriilor românești,
El s-a reîntors în țară în speranța de a ajuta la promovarea culturii românești, la dezvoltarea acesteia. Și aici e foarte interesant, pentru că și în perioadele în care a stat în Germania, dar și în Franța mai mult, el a revenit tot timpul în România. Avea perioade când revenea în România. Din această perioadă de început, știm că a fost membru fondator al Tinerimii Artistice, care era asociația artistică patronată de Regina Maria. A contribuit și la constituirea unei alte asociații foarte importante, ARTA, care aduna mari maestri români, sperând să poată dovedi că și arta românească din perioada interbelică a ajuns la mari, să spunem, cote și poate să demonstreze că este o artă majoră. A fost prieten cu Petrașcu, de exemplu, dar și cu alți mari artiști români, am spus, cu Steriadi, și, într-adevăr, în lumea artistică românească, el era foarte cunoscut și apreciat. Și Regina Maria i-a colecționat, ca și altor artiști de la Tinerimea Artistică, lucrări în colecția sa privată, deci a cumpărat pentru colecția sa privată. Art Safari, într-adevăr, are un mare merit pentru că această expoziție adună jumătate dintre lucrări sunt aduse din aproximativ 10 mari muzee din țară, iar cealaltă jumătate sunt din colecții private. Asta demonstrează că el a vândut foarte bine, a fost apreciat și a rămas în conștiința colecționarilor și le mulțumim foarte mult și muzeelor și colecționarilor care ne-au împrumutat aceste lucrări. Mai mult decât atât, el a fost legat de viața de muzeu pentru că a avut o contribuție importantă într-un fel de consiliu științific, să-i spunem așa, la Muzeul Thomas Sterian. A donat acolo foarte multe lucrări extraordinare, care după aceea s-au răspândit în alte muzee din România la desființarea Muzeului Thomas Sterian. Personalitatea lui este mult, mult mai mare decât ne-o putem noi imagina, mai ales, așa cum am spus și repet, că a intrat într-un cont de umbră nemeritat, absolut nemeritat, pentru că a oferit și lecții de pictură gratuit, a donat sume importante de bani, a avut o contribuție importantă la aceste asociații, a primit mari premii, am spus, Legiunea de Onoare, Coroana României, a fost acceptat membru de onoare la Academia Română. Vă dați seama, deci o carieră absolut uluitoare și foarte prețioasă. Din fericire pentru noi și pentru mine, am avut șansa extraordinară în viață să-i facem dreptate și să-l readucem în atenția publicului ca pe o mare personalitate a culturii române. O mică parte din opera pictorului Ștefan Popescu se află reprodusă în catalogul apărut la editura Standard Grafica în anul 1947, cu un an înaintea morții artistului. Acest catalog are o importanță majoră pentru că este singurul catalog al artistului.